Paint 3D, laborator, dulce, acrișor. În această lecție vom pătrunde în universul obiectelor artizanale. Orice obiect artizanal, de regulă fără autor cunoscut, pornește de la o idee, de la o schemă simplă, naivă. Aplicația Paint 3D prin grupul 3D Doodle, adică schiță 3D, pune la dispoziția utilizatorilor toate instrumentele pentru realizarea unui astfel de obiect. Primul instrument se numește Tube Brush, instrumentul tub, care realizează panglici sau alte eșantioane 3D. Tubul are formă implicită de pastile, de capsulă, are terminație sub formă de cilindru sau triunghi sau diamant sau hexagon sau stea. Și de asemenea se mai caracterizează și printr-o proprietate numită grosime sau conicitate a urmei lăsate pe pânza de desenare, conicitate care poate fi uniformă, crescătoare sau descrescătoare pe întreaga suprafață a amprentei de lucru sau pe porțiuni. Iată exemple de urme lăsate de instrumentul tub în ipoteza în care grosimea sau conicitatea urmei lăsate este uniformă. În acest exemplu, conicitatea peniței este neuniformă. Cele 5 acadele din imagine au fost realizate cu pensonul tub printr-o mișcare în formă de spirală, pornită din centru și finalizată în exterior. Cel de-al doilea instrument din grupul schițelor se numește Soft Edge și funcționează după principiul tehnicii de umplere a baloanelor cu heliu. Adică, creionăm cu mâna liberă un contur închis, liber sau poligonal, iar apoi, suprafața plană, plată, astfel conturată, se transformă într-un obiect 3D. Integrarea fiecărui obiect creat în lucrarea finală, în opera, în piesa finală, se realizează cu butonul grupare. De lucru. Realizați o imagine ce va face parte dintr-o reclamă pentru laboratorul unui artist cofetar. Utilizați elementele cilindru, sferă. Realizați forme 3D cu ajutorul instrumentelor tub și formă obținută prin umplere. Din grupul 3D Doodle, alegem instrumentul Soft Edges, adică realizarea formelor volumetrice pe baza unui contur. Am copiat obiectul astfel creat, l-am recolorat. Este structura prăjiturii macaron. Apelăm la cel de-al doilea obiect impus de cerință, și anume cilindrul. El a fost descoperit în grupul formelor 3D și acum instrumentul tub. Creionăm un val de frișcă
Ce va decora etajul inferior al tortului din imagine. Reglaje. Am copiat acest volănaș din frișcă. Grupăm elementele volănaș și etaj tort 0. Schimbăm imaginea în culoarea turcoaz. Aplicăm decorul alb peste etajul 1 al tortului nostru. Grupăm progresiv imaginea. Construim etajul al doilea. Pentru construcția noastră dulce, schimbăm dimensiunile obiectelor decorative și, bineînțeles, că la final vom grupa toate aceste elemente astfel încât ele devin, iată, o selecție multiplă, butonul grupare. Clic pe dreapta copiere, clic pe dreapta lipire, schimbare de culoare. Tema pentru acasă. Realizați o imagine ce va fi inclusă într-o reclamă pentru produse artizanale din turtă dulce. Utilizați instrumentul tub cu dimensiunea minimă pentru a trasa ochii, nasul și gura personajului din turtă dulce nedecorat. Cele trei linii punctate de tip contur închis au creat trei obiecte de vestimentație pentru figurina din turtă dulce, și anume costum, căciulă și fular. Vă mulțumesc!